Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialogul Consumatorii. Vă așteptăm ca în fiecare seară cu subiecte interesante și sperăm că întrebările dumneavoastră vor fi prezente pe chat. Nu uitați că ne puteți scrie și pe telecon, saronprotecția-consumatorilor.ro, dacă aveți probleme cu un produs sau un serviciu achiziționat în România sau din străinătate pe internet. În această seară vom vorbi despre relația dintre cultură și obezitate și invitata noastră este doamna dr. Cristiana Glavce, director al Institutului de Antropologie Francis Greiner al Academiei Române. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Într-adevăr, am discutat în prima emisiune care a fost prezentă despre obezitate, ce înseamnă aceasta. Să vedem acum care este relația ei cu cultura noastră. Noi nu ne putem privi izolat. Noi nu suntem niște ființe unice, fără să avem în înconjurul nostru altceva. Deci trebuie să ne referim la ceea ce ne înconjoară și înseamnă să ne referim și la oameni printre alte. Deci omul este tributar speciei sale, specia omul, specia umană, dar în același timp e tributar culturii sale, cultura pe care o dezvoltă tot timpul, de când a făcut prima unealtă până astăzi, când facem tot ce vrem, mai că ajungem și pe Marte. Ei, între cultură și starea noastră fizică există un echilibru, fiindcă, de fapt, tot ce producem, consumăm. Și tot ce vrem să consumăm, să avem nevoie să consumăm, vom produce prin cultură. Și cultura ne modelează? Da, sigur că ne modelează. Noi suntem deja un produs al culturii noastre. Însă și prin, și prin forma, nu atât ne modelează fizic, cât ne modelează în structura noastră intimă. În structura la nivel celular, la nivel de enzime, ne adaptăm permanent la ceea ce ne prezintă mediul ca informare. Și aș vrea ca să înțelegem legătura dintre cultură și obezitate. Să stabilim clar ce înseamnă cultură și ce înseamnă educație, să nu le confundăm. Cultura este cunoștința, capacitatea atât de a crea, cât și de a fabrica. Nu numai creația e cultură, nu numai pictura, nu numai operele de artă sunt cultură, ci uzinele, mașinile, totul reprezintă produsul minții noastre. Practic, cultura este produsul minții noastre. Și educația? Educația e ceea ce învățăm, fiindcă marele nostru avantaj este că putem transmite din generație în generație cunoștințele noastre. Le transmitem. În primul rând, marele nostru avantaj este că avem limbajul. Al doilea mare avantaj este că putem să facem abstracții, putem să ne imaginăm lucruri care animalele nu pot să-l facă. Limbaj, aici putem să, probabil că au și ei, toate animalele au limbajul lor specific, dar cu mică capacitate de exprimare, probabil, nu știu, nu e domeniul meu și am niște cunoștințe mai puțin documentate în partea asta. Dar omul își transmite cultura atât verbal, își transmite cultura probabil și genetic. Încă nu se știe, sunt cercetări în domeniu, sunt adonări, nu se știe cum se transmite, dar probabil se transmite și genetic. După aceea, din momentul în care am învățat să scrie, avantajul a fost enorm, fiindcă putem să citim ceea ce au scris acum 4.000 de ani în urmă strămoșii noștri. Și putem să tragem de atunci învățăminte ca să mergem mai departe. Și nivelul culturii noastre ne influențează stilul de viață? Sigur că da. În primul rând, cultura ne ajută să ne autoanalizăm pe noi. Deci avem și această capacitate mare de a ne autoanaliza, de a ne controla. Și normal că cultura ne trasează limitele între, hai să zicem, bine și rău, între legal, ilegal, fiindcă noi nu avem numai drepturi. Avem foarte multe obligații ca să putem, formă, să avem și drepturi. Lucru care se uită de obicei. Vrem să avem drepturi, dar nu vrem să avem obligații. Și una din obligațiile noastre, a speciei umane, este să ne
cunoaștem și să ne protejăm în așa fel încât să putem să fim utili. Am stabilit așadar că nivelul de cultură ne influențează stilul de viață, care automat vom vedea, va duce sau nu la obezitate. Mediul înconjurător, cum ne influențează foarte stilul mult de viață? Mediul înconjurător, în primul rând, este mediul fizic. Una este să trăiești la munte, la altitudine foarte mare, alta este să trăiești la câmpie, alta să trăiești în păduri tropicale, deci mediul fizic ne influențează mult. După aceea ne influențează mult și mediul ambiental uman, tipul de așezări. Este mediul rural, este mediul urban. Una este viața și cultura în mediul rural, una e viața și cultura în mediul urban. Normal că în mediul rural, să știți că nu se poate spune că într-o parte sau în alta există un nivel mai ridicat. Fiecare cultură rurală și urbană s-a adaptat condițiilor de viață. În rural ești mai apropiat de natură și cunoști o mulțime de lucruri din natură, legate de natură. În urban sunt aglomerările acestea de oameni în care trebuie să știi să te comporți cu apropiații. Ca un fel de junglă, practic. Nu e junglă, nu e junglă, fiindcă sunt legi. Sunt reguli care ori le acceptăm, ori nu, ele își spun cuvântul. Este acea zicală din bătrân, ceea ce ție nu-ți place, altuia să nu-i face. Ceea ce, până la urmă, se întoarce împotriva ta, dacă depășești această barieră. Și pentru că ați vorbit de rural și de urban, aveți cumva studii, există mai multe persoane obeze printre cei care locuiesc la oraș? Din păcate, asta e mersul civilizației, mediul urban, mediul rural se urbanizează. Nu mai există ceea ce era acum 50 de ani din punct de vedere mediul rural, mediul urban. Se introduc foarte multe facilități de viață, dar în același timp se introduc și obiceiurile din urban. Nu putem spune neapărat că într-o parte sunt mai mulți obezi decât în cealaltă, în mare, dar totuși în mediul rural încă activitatea fizică e mult mai intensă. Și atunci, normal, dacă este activitate fizică, ai nevoie să mănânci mai mult, mai multe calorii, le cheltuiești și nu te îngrași. Pe când în urban se vede ce se întâmplă. În urban contribuie și stresul. Stresul cotidian, care dacă nu este bine ghidat, te face să mănânci, în primul rând, îți dai această nervozitate care se strânge, ți-o eliberezi mâncând și, în general, mâncând lucruri care îngrașă. Și, în general, seara după serviciu. Am discutat, poate să mai discutăm puțin și în seara aceasta pentru cei care nu au prins prima emisiune. Aș vrea să vorbim puțin despre obezitate și legătura ei cu bunăstarea, cu chiar și cu frumusețea. Ce legătură există între acestea? Este o legătură foarte strânsă, fiindcă dacă ne gândim în istoria omenirii și când spunem istoria omenirii, nu ne gândim la ultimii 50 de ani. Mergem la secole. Obezitatea era un apanaj al persoanelor foarte înstărite sau foarte protejate sau foarte adulate. De exemplu, Buddha. Buddha este reprezentat ca un obez de ultim grad. Dar este curios că dacă te uiți la picturile sau statuile care reprezintă pe Buddha din Tibet față de cele din India, din Shes, ai să vezi că în Tibet n-ai nici măcar Buddha obez. L-ai bine făcut, nu atât de subțire ca celelalte personaje, dar nu e obez. Fiindcă în Tibet e foarte greu să fii obez. Dar probabil că dacă se dezvoltă din punct de vedere industrial și, mă rog, evoluția continuă în sensul ăsta, și acolo o să fie obez. Și acum sunt în Laponia, de exemplu.
Să vorbim puțin despre societăți, să le luăm pe rând, să vedem legătura între acestea și obezitate. Societatea preindustrială, să începem cu aceasta. Societatea preindustrială are puțini obezi. Obezie îi întâlnim strict în clasele avute. Și este o caracteristică acestei societăți că majoritatea populației sunt slabi. Că în general sunt subnutriți față de efortul care îl depun, variația de alimentație este mult redusă, cantitatea de hrană este redusă și atunci ai majoritatea oamenilor slabi și clasa avută grasă. Și în clasa avută această câștigare de greutate este un atribut de frumusețe. Și la noi în Ardeal, de exemplu, grasă și frumoasă. Era o vorbă clasică acum câțiva zeci de ani. Copiii, cu cât sunt mai dolofani, cu atât sunt considerați mai drăgălași și mai sănătoși, ceea ce iarăși este o greșeală. Deci, există această diferențiere. Societățile care sunt în curs de dezvoltare au în schimb și clasa de mijloc și clasa avută care se îngrașă, rămânând clasa săracă care rămâne cu subponderalitate în general. Aici intervine cultura. La noi, de exemplu, explozia de obezitate, încă nu chiar explozie, dar oricât frecvența de obezitate crește foarte mult după 98-2000. În primul rând, prin tentația produselor care vin din străinătate și cu care avem pentru prima dată contact. Și atunci este această foame de, în ghilimele, de a consuma. Această dorință de a consuma după o perioadă foarte lungă de austeritate, când copiii, de exemplu, nu știau cum arată o banană. Prin 89, copiii de 10 ani nu știau cum arată o banană sau cum arată o portocală, neapărat și ce gustau. Deci am avut o perioadă foarte grea pe care am trecut-o. În țările foarte dezvoltate, deja se decantează. Ai, din potrivă, clasa săracă, care devine obeză brusc, și aici clasic e America, unde în rândul populației cu nivel de viață scăzut a explozia, efectiv explozie de obezitate. Și clasa de mijloc și clasa avută, care începe să realizeze, să conștientizeze importanța păstrării și norme sociale și norme igienice și care se autoeducă și obezitatea începe să scadă. Să vedem puțin clasa săracă, ați menționat că sunt obezi. Da. Doar din cauza lipsei de bani? Sau și cât de importantă este cultura? E foarte importantă. Și vă dau un exemplu în acest sens. Clasa, persoanele avute de la noi, din țară, de exemplu, au în general copii obeși. Dar sunt persoane care s-au îmbogățit în ultimii ani și care au un nivel de cultură relativ scăzut și care nu sunt preocupați de cultură. Iar din punct de vedere, ați văzut, din punct de vedere estetic, obezitatea trece de la o formă de a fi frumusețe la o formă de a fi deja negativă, de respingere. Dar totuși încade în țările africane, unde nimeni nu și-a o nevastă slabă. Iar cu cât nevasta se îngrașă, cu atât are mai mare importanță. În primul rând că este reprezentanta avuției soțului, care o ține bine, și în al doilea rând se face o relație între corpulență și fertilitate, ceea ce iarăși nu este adevărat, iarăși este fals. Dar tot la fel de bine cum persoanele obeze au o fertilitate mai redusă, nici persoanele slabe, dacă nu au un procent de grăsime, nu pot să ducă o sarcină. Așa că trebuie totdeauna calea de mijloc. Și la noi în țară, cei săraci de ce sunt obezi?
Păi, în primul rând, este acea așa numită mâncare pentru toată lumea, pentru toate buzunarele. Ceea ce, după mine, este o crimă. Fiindcă această mâncare pentru toate buzunarele este o mâncare contrafăcută, care are calorii, are tot felul de substanțe care dau gust miros și sunt, mă rog, estetice, dar, din punct de vedere nutritiv, sunt foarte slabe. Iată că avem, vă întrerup puțin, și o întrebare de pe ce de la Andreea. Ne întreabă dacă obezitatea este o boală ereditară. Nu este neapărat. Tendința de a stoca grăsime poate să fie ereditară, dar nu în sensul de obezitate, supraponderal. Familii, în general, nu se știe încă precis ce gene sunt responsabile, dar există această tendință de a avea în familie părinți obezi, copii obezi, sau mai bine zis supraponderali, să aibă și copii supraponderali. Dar este foarte greu să vezi care e partea genetică și care e partea de obicei. Chiar asta vreau să vă întreb, ține și de cultura părinților? Sigur, de a-și educa... Și de obiceiurile părinților, care intră tot în cultură. Și credeți că părinții fac poate uneori aceleași greșeli pe care le-au făcut la rândul lor părinții? Probabil, probabil. Fiindcă, în general, noi suntem capabili să transmitem cunoștințe, suntem capabili să transmitem experiențe, dar este foarte greu până nu încerci pe propria ta piele să-ți dai seama de sfaturile care îți vin. Aș vrea să vă întreb, fiindcă tot am menționat acest lucru, cum credeți că ar trebui părinții să reacționeze în momentul în care copiii lor insistă să meargă în anumite lanțuri fast food și știm că și vedem foarte încântați, părinții le fac pe plac? Ce am putea face să... Acum, povestea cu fast food-ul iarăși este, hai să zicem, trecerea întregii greutăți, a greutății noastre pe fast food. Este adevărat că mâncărurile din fast food nu sunt mâncărurile cele mai igienice. Dar nu sunt singurele vinovate. Sunt, fast food, nu știu cât este mâncarea de vină. De vină sunt băuturile dulci și gazoase care le bei în fast food și care sunt foarte, foarte nocive. Nu se aduc nimic util. Doar o stimulare nervoasă pe moment, Coca-Cola, Pepsi-Cola, dar în schimb nu sunt bune deloc. Deci, ar trebui găsite alte forme, fiindcă fast food-ul înlocuiește o formă de socializare. Tradițional, se vine vorba, în ultimii ani este obiceiul, sau în alte țări, e obiceiul, se facă mici petreceri. Este locul unde se pot aduna copii tineri. Acum, bine ar fi să se găsească alte moduri de a-i reuni, de a-i lăsa să se întâlnească, fiindcă este greu în aglomerația urbană, în blocurile astea imense, să le găsești un spațiu în care să se întâlnească, să se joace. E foarte bine să se întâlnească. Dar probabil că și meniurile fast food-ului vor trebui și sunt. Au început să fie ajustate, să fie salate, să fie, dar și până ne obișnuim și noi să luăm salată fără ulei. Fără sos, că de obicei au sosuri care cu siguranță au zahăr, au alte lucruri care nu sunt bune pentru noi. Mai avem o întrebare de la Monica. Ar vrea să știe dacă glanda tiroidă poate fi un motiv pentru obezitate. Avem obezitate care este numai datorită obiceiurilor noastre nutriționale și lipsei stilului nostru de viață, dar este și obezitate care se datorește unor dezechilibre din organism, care e patologică. Și atunci intervine medicul. Și cu adevărat, tiroida este una din glandele care generează de fapt, noi suntem atât de complicați și toate glande, toate componentele corpului nostru sunt atât de strânse una de alta, încât dacă se defectează una, defectează și pe celelalte. Sau le determină să activeze într-un sens nu tocmai potrivit pentru sănătatea noastră. Și tiroida este una din cauzele frecvente, deficiențele de tiroidă provoacă obezitate, cu adevărat. Și persoanele care au această problemă înseamnă că vor lua toată viața medicamente? Nu neapărat. Poate să fie o dereglare temporară.
poate să fie o dereglare din alte motive medicale. Deci trebuie văzut un medic totuși. Și pentru că tot am atins acest subiect, să vedem, în afară de tiroidă, ce alte cauze ar mai putea duce la obezitate? Mă refer la cele medicale. Păi, la obezitate, tiroida este una din principalele cauze. După aceea, acum este foarte modernă o teorie care presupune că noi suntem alergici la anumite substanțe. În primul rând, trebuie să ținem cont că fiecare din noi este un unicat, totuși, până la sfârșit. Și fiecare poate să fie... poate să fie alergic la anumite substanțe. Și această alergie poate să apară pe piele, poate să determine mâncărimi, dar și în interiorul nostru, mucoasele, se irită. Și atunci pereții intestinelor, sub influența acestor substanțe care ne fac, pe care noi nu sunt potrivite pentru noi, determină o permeabilitate mare. Și prin perete intestinelor trec nutrienții, substanțele nutritive, mai mult decât ar fi trebuit. Asta ar fi ultima idee la care au ajuns medicii, nutriționiști. Dar, de obicei, ideile astea sunt scoase din context. Se pune ca o lupă mare și atunci cauza asta devine cea mai importantă. Probabil că iarăși trebuie luat totul în context, împreună, asociat, nu desfăcute lucrurile unele de altele. Și se pot face teste să vedem care alimente nu sunt bune pentru noi? Sau... Există. Știu că există anumite teste. Bine, acum se poate vedea fiecare. Noi ar trebui să ne cunoaștem pe noi și să ne cunoaștem reacțiile. Și atunci am putea vedea că după o anumită mâncare, după anumite condimente, după o anumită băutură, ne simțim balonați sau... cel mai bine este să ne cântărim frecvent și să vedem dacă variază kilogramele noastre în plus în perioada respectivă ce alimente am mâncat foarte des. Și aceste alimente care le-am mâncat foarte des și au dus la o creștere de greutate, ar trebui nu să le evităm, dar să le rărim. Unii pot, de exemplu, să fie alergici la pâine, la glutenul din pâine. E una din alergiile destul de frecvente, dar dificil de gestionat într-un meniu. Alții pot să fie alergici la proteine, la lactate, sunt foarte mulți alergici. Sunt, da, într-adevăr, despre gluten am vorbit și într-o emisiune anterioară, o puteți găsi pe www.telecons.ro. Noi acum vom lua o scurtă pauză. Nu uitați că ne puteți scrie orice întrebare aveți pe chat pentru doamna invitată sau ne puteți scrie pe telecons@protecția-consumatorilor.ro în cazul în care aveți o problemă cu un produs sau un serviciu achiziționat de la noi. Revenim imediat. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce i-ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și a țipildul ăsta 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului.
știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iaatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iaatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Am revenit la discuția noastră despre obezitate și relația dintre cultură și obezitate și în pauza publicitară am prins așa din zbor un subiect foarte interesant și anume sportivii și de ce devin majoritatea sau foarte mulți obezi după ce se lasă de sport. Organismul sportivilor, în perioada când ei au depus eforturi mari fizice, s-a acomodat cu acest efort. Exista un echilibru între substanțele de aport și energia consumată. În momentul în care se lasă, mai ales dacă se lasă brusc de mișcare, de activitate fizică, atunci metabolismul se modifică. Și tot ceea ce altă dată cheltuiau prin sport, că ei nu, aici este intervine cultura, ar trebui să știe, să se pregătească pentru închiderea perioadei de activitate sportivă și să-și reducă în așa fel aportul de calorii încât să ție în echilibru ceea ce consumă cu ceea ce mănâncă. Dar de obicei nu se întâmplă așa. Mănâncă la fel cum au mâncat aceleași cantități, aceleași calități ca și înainte de a se lăsa de sport. Și atunci această schimbare bruscă, fiindcă e și asta o agresiune a corpului, după ce că l-ai agresat obișnuindu-l să depună efort, să dea din ce în ce mai multă energie, dintr-o dată îl oprești, îl gripezi ca un motor. Și atunci acest motor care e organismul nostru se răzbună prin acumulare de grăsime. Și în toată masa musculară care nu mai este activată și care se reduce, se infiltrează de grăsime și devin aproape niște monștri. Și aș vrea să vorbim puțin și despre așa numitul efect yo-yo în momentul în care ținem o cură de slăbire, pentru că lumea știe de acesta, dar tot insistă să țină o cură drastică după care mănâncă de la fast food. Nu e bine. Nu e bine fiindcă tot timpul provoci, practic îți provoci metabolismul să treacă dintr-o viteză în altă viteză. Și nu se poate acomoda și în general organismul nostru prin structura lui istorică în sens de evoluție filogenetică, nu în sens de nici secole, nici mii de ani, mult mai mult timp, a fost obișnuit cu perioade de mare penurie, de mare restricție în mâncare și cu perioade abundente. Dar astea erau periodice, erau din timp în timp. Și atunci organismul s-a obișnuit să acumuleze în perioada de abundență. Dar noi, din păcate, avem numai perioade de abundență, nu avem perioade de restricție. Iar dacă aceste perioade sunt de câteva săptămâni și după aceea din nou trecem la un regim normal, normal că organismul nostru se supără și nu mai dă din greutate. Pur și simplu își reglează consumul în așa fel încât să-și păstreze kilogramele câștigate. Acesta este cazul persoanelor care, de exemplu, spun eu nu beau decât apă și mănânc un colț de pâine, dar rămân cu aceleași kilograme. Normal.
Fiindcă așa s-a, așa a gândit organismul să-și păstreze echilibru. Ar trebui, în loc de aceste perioade de mare restricție, sunt curele de slăbire, și după aceea de perioade de relaș, ar trebui să avem ceva ponderat lung timp. Și niciodată să nu căutăm să slăbim mai mult de maximum 2 kg pe lună. Ideal ar fi câte o jumătate de kilogram. Dar în situațiile grave, normal că se trece la cura asta de slăbire din punct de vedere cultural. Că așa ne închipuim noi că putem să rezolvăm ceva, dar nu prea rezolvăm. Dar de ce credeți că tot ați vorbit de acest lucru, că trebuie neapărat să fim slabi? De unde ne informăm greșit, poate? Da, ne informăm că acesta greșit. Este... Moda de a fi slab este o modă foarte recentă. Apare pe la sfârșitul secolului, la începutul secolului 20, pe la 1900 și un pic, când Chanel face modelele acelea de femeie scândură. Până atunci, corsetul echilibra prin strânsul acela grozav, nici nu te lăsa să mănânci, nu puteai să mănânci, n-aveai unde să mănânci strânsă de corset. Și în felul acesta nu erau mari probleme. Când s-a eliberat corpul, a scăpat de corset, a scăpat de toate, a început să fie modern, să fie, așa zis, frumos, această siluetă care, practic, e ca un numeraș de haine. Este foarte în avantajul croitorilor, creatorilor de modă, dar este în dezavantajul ființei umane, fiindcă îi reduce foarte mult rezistența. Și, formă sincer să spun, dacă vezi un manechin chiar gol, nu prea e apetisant cu toate oasele care ies peste tot. Nu. Și, din păcate, tinerele au aceste modele și își privează organismul de foarte multe... Da, cred că tinerele n-au văzut în viața lor un manechin gol. Și n-au văzut sau nu se uită la o statuie de Rubens sau o pictură. Nu. Așadar... Deci, totdeauna mijlocul este bun. Asta este tendința noastră, a vieții, hai să zicem, a vieții văzută ca cu o proiecție lungă. Fiindcă catastrofele, practic, slăbitul ăsta brusc e o catastrofă, e ca o catastrofă pentru organism. Ca o furtună imensă într-o pădure care rupe, care strică. Așa se întâmplă și în organismul nostru când începem să slăbim așa. Și este adevărat că în momentul în care îl privăm, organismul simte și atunci mai ține din grăsime, sigur, nu consumă imediat. Sigur, deci da. Ne putem aștepta la un efect invers. Da. Și după aceea, în momentul în care ai oprit cura, organismul caută să atingă măcar kilogramele care le-a avut înainte de cură, dacă nu să depășească. Dar dacă s-ar ține pe perioade lungi încât să obișnuiești metabolismul, să modifici metabolismul. Bineînțeles că ideal ar fi să ai câte un nutriționist să-ți măsoare, dar nu se poate așa ceva. Primul rând și costă foarte mult, este și o cheltuială de timp foarte mare și să ai numai preocuparea asta în cap este dezastroasă după mine din punct de vedere intelectual. Ați menționat metabolismul. Sunt periculoase, există foarte multe cure pe internet de modificare a metabolismului. Aici trebuie, metabolismul e ca un mecanism de ceas. Aici trebuie cineva care știe să ți-l modifice. Nu poți tu să modifici metabolismul total, fiindcă nu știi la ce te duce. E foarte periculos. Poate să te ducă, m-a întrebat Duduie mai devreme, poate să ducă la o dereglare de tiroidă, să nu mai funcționeze tiroida cum trebuie, să secrete mai puțin hormoni tiroidieni și te îngrași patologic. Căutând, practic, răspunsul la slăbit, ajungi din cauza. Ajungi la probleme medicale. Acum, una din problemele medicale, medicina și ea evoluează. Și
Și deja acum noi suntem la o cotitură, la un moment, fiindcă noi prin medicină nu trebuie neapărat să înțelegem vindecarea unei boli. Prin medicină este asigurarea sănătății. Iar asigurarea sănătății trebuie făcută, după profesorul Luc Montagnier, care a luat premiul Nobel în 2008, trebuie să respecte 4 principii care încep toate cu P. În primul rând, medicina trebuie să fie preventivă, să prevadă înainte de a se produce necazul organismului tău. După aceea trebuie să fie predictivă, să prevadă. Aici se potrivește cu ce întreba altă ascultătoare dumneavoastră, dacă este ereditară. Deci, conjunctura familiei îți arată, îți indică niște sensibilități ale organismului tău. Și atunci trebuie să te protejezi în sensul acesta. După aceea trebuie să fie personalizată. Fiecare are un mecanism al lui, are felul lui de a reacționa, are părțile lui sensibile sau părțile lui puternice. Și aici educația ar trebui să vină și să te ajute să te cunoști. Și după aceea trebuie participativă. Dacă tu însuți nu faci ce trebuie, medicina nu poate să te ajute mult. Avem pe chat o întrebare. Întâi la Minodora, soțul meu a făcut sport, acum s-a lăsat acum vreo 7 ani și s-a îngreșat foarte rău. Ce-i recomandați? Vorbeam mai devreme de un stil de viață. În primul rând e stilul de viață. Ar trebui să reînceapă treptat, dacă s-a îngreșat foarte rău, fiindcă un organism deja sensibilizat, deja cu greutate mai mare, are sensibilitățile lui. Deci nu poți să iei un om obez și să-l pui să alerge nu știu cât. Trebuie eforturi fizice bine gândite. Ar trebui să înceapă să facă efort fizic. În primul rând, să meargă pe jos. Asta este un mijloc de a cheltui din surplusul tău energetic. E adevărat, puțin se cheltuiește prin mers pe jos, fiindcă nu trebuie să mergi în plimbare. Trebuie să mergi ca și când ai pierde un tren, să transpiri un pic. Ei, să înceapă să meargă pe jos din ce în ce mai mari distanțe. După aceea, normal, dacă este sportiv, poate să apeleze la un coleg care să-l reintroducă în activitate fizică. Un coleg care e specializat în problemele astea. După aceea să vadă ce mănâncă. Să reducă porțiile de mâncare, nu să reducă numărul de mese, ci porția de mâncare. Fiindcă stomacul nostru se dilată. Dacă noi mâncăm mult, stomacul nostru trebuie să facă față cantității de mâncare care o dăm. Și dacă s-a dilatat, este greu să-l faci să se restrângă, dar putem să, adică are și capacitatea asta stomacul de a-și redeveni la dimensiunile lui normale, dar încet. Prin mese porționate mai mici și mai dese. Ne spune Minodora că este foarte pofticios. Aici intervine ambiția. Sigur că da, aici iarăși trebuie să știe că obezitatea vine cu problemele de circulație, vine cu problemele de articulații. Vă gândiți că, în fond, dacă Mira a fost o emisiune, un șir de emisiuni foarte interesante, în care erau puse persoane obeze să-și ducă în spate numărul de kilograme, dacă vă aduceți aminte. Păi așa este. Doar că noi nu simțim ca o greutate, știu eu, ca o sacoșă. Fiindcă fiind repartizată grăsimea pe tot corpul, o duce mai ușor. Dar totuși grăsimea asta pasă pe toate încheieturile, pe toate e greu. A fost chiar la noi în țară o persoană care cunoscută care a slăbit și și-a cărat într-un sac greutatea slăbită și a fost șocat. Da. Și apropo, acea persoană a slăbit făcând o intervenție la stomac, pentru că ați menționat mai devreme stomacul. Da. Ce părere aveți? Știu că se fac la noi în țară, este un specialist care le face. Da. Se fac reduceri de stomac. Păi, de ce să faci o reducere chirurgicală când poți să-ți obișnuiești stomacul să se restrângă? Bine, e adevărat că
Cu cât ești mai tânăr, cu atât e mai ușor să-ți faci stomacul să-și recapete dimensiuni normale. Dar să stai o bucată din tine, în primul rând, e o operație, este o intervenție brutală. Să știe persoanele respective că e foarte dureros după aceea, până se închide acea incizie și după aceea pericolul de a se reîngrașa pe acea tăietură iarăși e foarte grav. Am văzut că se face cu un robot, adică nu au doar câteva incizii mici. Practic nu este tăiat ca la o operație clasică. Bine, omul inventează, vrea să-și stăpânească organismul cu tot prețul. Așa se fac și lipoabsorbțiile. Da, da. Sunt intervenții brutale la care n-ar trebui să ajungem. Ar trebui să le prevenim. Sau dacă am ajuns la ele, să încercăm totuși prin mijloace naturale să redevenim noi. Practic această operație ireversibilă, dar știu că mai este varianta cu un balon care este introdus, acela se poate scoate. Da, sincer să spun, nu e domeniul meu neapărat. Știu de aceste intervenții, e și cu un inel care îți sugumă, da, dar nu știu. Cel mai bine e să mergem, sigur că, dar să mergem pe căi, pe căi naturale. Și fiindcă ambiție. Orice intervenție de asta are precis și o mulțime de dezavantaje. Precis. Nu există intervenție umană așa brutală care să nu aibă. Da, pentru că s-a intervenit în natură, cum s-ar spune. Păi. Haideți să ne întoarcem puțin la educație, pentru că așa am pornit emisiunea. Să vedem, practic, de mici, părinții, ce ar trebui să ne învețe, fără să ne dăm seama. Ce în primul rând, noi copiem foarte mult din familie. Deci, normal ar fi ca părinții să-și dea seama ce importanță au ei, ca exemplu, pentru copilul lor. Cum se comportă, ce importanță dă lucrurilor din viața lui. Normal că dacă părinții mănâncă cantități uriașe la masă și copilul are să mănânce la fel. Dacă părinții mănâncă tot felul de lucruri nepotrivite și copilul copiază felul, dacă părinții sunt sedentari și copilul va tinde să fie sedentar. Bine, noi în general noi suntem foarte plastici. Este hai să zicem, un pol negativ și un pol pozitiv. Noi ne plasăm între acești doi poli în funcție de ce ne înconjoară. Putem să fim ori și când vorbim de normal, și normalitatea asta are o mulțime de clasificări în cadrul ei. Nu trebuie să ai neapărat un număr fix de kilograme la o înălțime fixă. Nu se poate așa, fiindcă organismul nostru este construit și din mușchi, de exemplu, și oasele și sunt din oase, și cantitate de lichid se reține altfel în funcție de calitățile organismului respectiv. Dar de obicei noi ne plasăm sau gândim în extreme. Suntem învățați probabil să gândim în extreme. N-ar trebui. Tocmai educația asta trebuie să facă, să adstrângă extremele. Întâi să accepte variabilitatea. Există o variație mare de situații, de forme după aceea să încerce să păstreze cât se poate echilibru organismului respectiv. Ați vorbit de părinți ce rol important au. Să vedem profesorii. V-ați gândit vreodată să propuneți să se introducă în școli o astfel de disciplină? Pentru că am văzut, sunt mai multe, au fost și discipline legate de financiar. Da. Tot așa, facultative. V-ați gândit la varianta aceasta de educație? La un moment dat, nu am legături mari cu școala, era la un moment dat o oră de educație, o oră de sănătate, de educație a sănătății, ceva în genul ăsta. Și absolut necesară astfel de oră. Și în plus este
foarte necesar să mărească cu adevărat orele de sport în școală și după aceea să se țină orele acelea, că de obicei nu se țin. M-am văzut în unul din jurnalele prezentate că jumătate din copii au motivații medicale de a nu face sport. Păi nu se poate să se admită așa ceva. A nu face sport deloc. Se poate să ai diferite, știu eu, de diferite grupări de exerciții, de dificultatea exercițiului și să nu pui pe toți copiii să dea în cap, de exemplu, dar să nu facă deloc sport. Asta nu se poate decât în cazuri cu adevărat medicale grave. Care sigur nu, și vă spun din experiență, așa este, sportul, da, nu se face, nu se face mult în școală. Mai avem o întrebare de pe chat. Anca vă întreabă dacă diabetul este vinovat pentru îngrășare. Diabetul, care diabet întâi? Că sunt două tipuri de diabet. Este diabetul ereditar, care e patologic, e defect genetic, care se transmite. Acela e altceva, iar diabetul 2 apare după ce te îngrași. Datorită îngrășării se strică reglajul endocrin al nostru. Și datorită acestui reglaj endocrin stricat apare diabetul. Și dacă tot am atins acest subiect, aș vrea să vă întreb, pentru că știu că este o mică capcană în legătură cu produsele pentru diabetici. Foarte multe persoane care sunt la dietă consideră că ele îi ajută la slăbit, dar știu că ele conțin în continuare grăsimi și alte lucruri. Bine, în principiu, iarăși, chestie de cultură și de data asta de educație, constituie faptul de a învăța să citim ce conțin alimentele pe care le cumpărăm. Protecția consumatorului trebuie să vadă dacă cu adevărat alimentele sunt însoțite de o astfel de etichetă și de cantitatea de substanțe nutritive găsite în respectivul produs. Deci e o chestie de cultură, de educație. Să fii responsabil de ceea ce mănânci, să nu mănânci la întâmplare, să nu mănânci influențat de o reclamă. În principal, reclamele sunt cu capcane. Când apare o reclamă des, înseamnă că produsul ăla, nu știu, ori nu se vinde destul, ori e nou introdus pe piață. Bun, este nou introdus pe piață. Spune la ce conține mai bine decât să faci o reclamă cu tot felul de scene. Spune probabil ce conține, dar cu litere foarte mici, cunoaștem pe etichetă. Da, să fie mari. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și poate ne revedem și după sărbători. Vă urez cu această ocazie sărbători fericite. Și eu vă doresc sărbători fericite și să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc mult de tot. Vă doresc și dumneavoastră sărbători fericite. Noi ne vedem după Paște. Însă urmează o emisiune pe care v-am pregătit-o în mod special cu o ocazie foarte interesantă. Rămâneți alături de noi și veți vedea despre ce este vorba în câteva minute. Seară bună!